Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Punctul pe azi. Invitatul ediției din această seară este președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, președinte al fracțiunii PAS în Parlamentul de la Chișinău. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mersi pentru invitație, bine v-am găsit! Deputații, în sfârșit, au revenit în sala de plen a Parlamentului. Astăzi a fost prima ședință din sesiunea de primăvară-vară. Vreau să vă întreb cum a decurs prima ședință a Parlamentului. Sunteți puși pe fapte mărețe? Când întreb dacă sunteți puși, nu mă refer strict la dumneavoastră, în general la deputați. Înțeleg. Fapte mărețe acolo nu se văd. Da, mai mult așa e o încercare de a imita o activitate furibundă. Sunt proiecte care necesitau a fi votate, legate în special de domeniul sănătății. Au mai fost și inițiative de creare de comisii, nu că n-ar fi ele importante, dar important este să vedem o finalitate a muncii acestor comisii. În rest, moralul așa, să zic că avem un parlament pus pe fapte mărețe, nu este. Nu l-am văzut. Și mă tem, și am să spun și lucrul ăsta, mă tem că în preajma unor eventuale alegeri parlamentare anticipate, parlamentarii noștri se pot deda unor inițiative populiste, așa cum au făcut-o ușor pe SRM în data de 16 decembrie anul trecut. Poate fi ceva mai populist decât ceea ce a fost în 16 decembrie? Păi eu cred că imaginația acestei coaliții ușor pe SRM nu are limite, deci ei pot veni oricând cu alte inițiative populiste, fără a avea avizul guvernului, că n-au de unde să-l ia, dar noi vedem ce se întâmplă în comisii. Există apetitul ăsta și ispita de a împinge proiectele, chiar dacă la un moment dat pui întrebarea, nu vă spălați, dar avem un aviz a guvernului, avem toate avizele necesare, votăm cu condiția că o să fie avizul cel cândva. Da? Deci este lucrul ăsta, este un lucru periculos din punct de vedere a unor precedente, că creez niște precedente. Doi, sigur, în preajma alegerilor, oricăror alegeri, este această tendință de a veni cu proiecte care dizbină, care creează clivaje în societate. Înțeleg. Vă referiți la acea inițiativă care vizează statutul limbii ruse? Înțeleg inclusiv că socialiștii pregătesc un nou proiect? Inclusiv. Deci este un... Cei ce fac ei fac un mare deserviciu limbii ruse, culturii ruse, poporului rus, pentru că obiectivul lui Dodon și a socialiștilor nu este nici de cum să promoveze limba rusă în Republica Moldova, doar să-și bifeze și să raporteze superiorilor că, uite, domnule, au făcut imposibilul și au adoptat această lege. Vorbitorii de limba rusă, credeți că înțeleg acest lucru? Eu cred că înțeleg și sunt conștienți că în Republica Moldova sunt oameni vorbitori de limbă rusă, cunoscători a culturii ruse, mult mai indicați să promoveze limba și cultura rusă. În rest, metoda prin care este promovată, oamenii educați, eu cred că o detestă, o înțeleg și, cu alte cuvinte, nu le fac decât un diserviciu oamenilor educați care au gândire critică și înțeleg prea bine că Dodona și socialiștii au speculat și continuă să speculeze pe aceste clivaje sau pe statutul limbii ruse în societatea noastră și așa mai departe. Și eu intuiesc că ei nu se vor opri aici, de aceea opinia mea, cu cât mai repede ajungem să demitim acest, să declarăm Parlamentul nefuncțional, să-l trimitem în demisie, cu atât mai bine pentru țară, cu atât mai bine pentru cetățeni. Da, ați pomenit de unele comisii care au fost create astăzi în Parlament. Chiar mă întrebam și eu astăzi, oare de ce avem nevoie în Parlamentul de la Chișinău de atâtea comisii, pentru că și până astăzi au fost create foarte multe, iar o altă întrebare logică e care e finalitatea acestor acestor comisii, așa cum spuneați și dumneavoastră, pentru că practic nu au
am văzut sau nu au fost practic deloc cazuri când instituțiile abilitate ale statului să ia atitudine și să continue investigațiile pe bune, da? În momentul în care s-au depistat anumite irregularități. La noi este o vorbă, a devenit proverbial. Dacă este o problemă, creează o comisie ca să omori problema. Da, să omori ideea sau inițiativă. Bine, sunt de acord cu dumneavoastră. Ideea de comisie parlamentare este pe un subiect, pe o problemă, este bun în sine, pentru că cu această comisie, pe lângă aprecierea politico-juridică care o va da, da, pentru că nu este un organ de anchetă, de investigație și așa mai departe, aduce în vizorul public problema și spune, domnule, există așa ceva, priviți situația de la calea ferată. Da, sau problema Nistrului. Dar ne oprim la asta, calea ferată, pentru că e cea mai actuală. Partea proastă e că după aia, cum spuneți dumneavoastră, noi încă nu avem acele instituții funcționale care să vină să participe, să asculte, să preia informația sau acele lucruri care le va spune sau le vor spune invitații, pentru că sunt invitați din diferite autorități, de la Agenția Proprietății Publice, de la aceeași cale ferată și așa mai departe. În cazul de acesta concret, ce am văzut noi? O problemă clară. CFM a ajuns în situația în care nu poate plăti salariații. Ei, asta e o constatare. A doua constatare. Avem un management defectuos, totalmente, care este foarte clar că este foarte apropiat lui Dodon. Conducătorul acestei instituții, consilierii socialiști, rubedenii de-a lui Dodon, toți pe sprânceană nu au treabă cu domeniul transportului feroviar. Dar trebuie să recunoaștem că această problemă nu e de ieri și nu e de altă. Ieri e prin 2010, dacă nu greșesc. Și atunci ce fac? Ei au creat această comisie numai că pentru a îngreuna lucrul acestei comisii au dat o perioadă din 2010 până în 2020, da, de investigații. Și am mai venit și inițiative, hai să începem din 2025, din 2005, da? În 90 de zile vă dați seama că această comisie nu va rupe brazde, da? Și până la urmă o să depindă de prestația membrilor. Dacă membrii noștri, spre exemplu, colegii noștri o să vadă că este o tendință de tergiversare sau de mușamalizare, sigur că vor ieși public și vor spune lucrul ăsta. Din câte înțeleg, la CFM este vorba despre datorii la salariale de exact aproximativ 70 de milioane, un minus în bugetul căi ferate exact de peste jumătate de miliard de lei, dacă nu greșesc. Și un istoric de gestiune proastă care se trage într-adevăr din 2010, poate și mai devreme, și așa mai departe. Dar eu, temerea mea este că o să fie o încercare așa cumva de a scoate basma curată toate rubedenile lui Dodon și cumva a sustrage atenția de la problema concretă de anul ăsta. Deci noi, statul, trebuie să rezolvăm problema salarizării oamenilor care au muncit acolo. Acei oameni care au și familii. Care au și familii, exact, care nu prea au timp să intre în discuții ce s-a întâmplat din 2010 încoace. Dar l-am auzit, dacă nu greșesc, pe domnul Slusar, spunând în repetate rânduri că cineva în mod intenționat ar încerca să ducă această instituție la faliment, astfel încât ulterior cineva să o privatizeze pe banii mărunți. Ne putem aștepta după furtul miliardului la o lovitură, la o altă lovitură de miliarde din partea băieților șmecheri? Ei sunt capabili la orice, pentru că, haideți să zicem cum este. Partidul Socialist, leantul în cadrul Partidului Socialist, nu este doctrina sau entuziasmul nebun, dar al membrilor sau a celor care stau în fruntea partidului. Leantul sunt schemele, interesele, fluxurile financiare. Și ei, pe bune, sunt acum în căutarea acelor resurse financiare de care o să aibă nevoie în campania electorală. Pentru că ei campania electorală nu o fac așa cum o facem noi, de la poartă la poartă, voluntariat și așa mai departe. Acolo motivarea e financiară și e greu acum să-i scoți din acel confort, să-i spui, domnule, nu mai suntem la putere, am pierdut președinția, de azi înainte lucrăm voluntar. Deci ei se pregătesc inclusiv prin divalizarea instituțiilor, în special întreprinderilor de stat. Deci aici e apetitul, da? Aici e zona în care
pot fi, per exemplu, Poșta Moldovei. Auditul a constatat, s-a făcut achiziții de zeci de milioane de lei tehnică de calcul care nu e folosită. Da? Bineînțeles că nu s-a făcut de dragul dotării oficiilor. Pur și simplu a fost, iarăși, paga aceea sau acel procent care beneficiază cei care fac achiziția în raport cu compania care livrează. Dar cunoașteți, există investigații la nivel de procuratură? Da, eu am auzit, am fost în spațiu public, a anunțat sume concrete, cum în perioada de management a actualului manager, Zaharia, pare mi se-i spune, îmi scapă prenumele, întreprinderea a intrat în pierderi. A intrat în pierderi, dar a preluat-o cu venituri. Deci, un exemplu de gestiune defectuoasă, oamenii promovați pe linie de partid și mai puțin și deloc pe competență, ca și în cazul Căii Ferate. Poți să dai vina pe istoric, dar când plasezi o persoană care nu e din domeniu, care idei nu are de domeniu, atunci volens nolens ajungi la asemenea probleme. Și păcat că suferă oamenii. Da, tot domnul Slusăr nu excludea că, iarăși vorbind despre un potențial faliment al întreprinderii de stat, nu excludea domnia sa că vreun stat anume ar fi interesat să o privatizeze. La cine credeți că a făcut referință? Eu cred că face referință la cei partenerii Partidului Socialist. Sau ar putea să fie companii. Din Federația Rusă? Inclusiv investitori din Federația Rusă sau companii din Federația Rusă, tot cei care operează prin Transnistria, fabricile de valută, criptovalută și așa mai departe. Deci aici ar fi, cred eu, interesul, pentru că acum nu mai suntem în conflagrațiile, ca zic așa, nu sunt cum erau acum un secol. Deci e mai mult încercarea de a acapara, de a pune mâna, de a cumpăra și, bineînțeles, cu un preț mai ieftin, activele statului, activele strategice, și aceasta este o întreprindere strategică, de altfel ca și rețelele energetice și așa mai departe. Aici, apropo, este o inițiativă legislativă, am venit și noi cu una, dar și colegii la platformă, prin care orice înstrăinare sau orice, da, privatizare, dar mai bine zis înstrăinare, că atunci când statul deja a privatizat un activ strategic, să nu poată fi vândut altul investitor fără acceptul statului. Deci statul trebuie să fie cel care, și vorbim de infrastructură critică, de cea mai importantă, statul trebuie să fie cel care se dea girul. Da, domnule, acest investitor e de bună credință, are la palmares un dosar bun, investiții și așa mai departe, nu este o firmă interpusă sau cineva din offshore creat de două zile care preia și pur și simplu stoarce renta din întreprinderile astea strategice. Deci asta trebuie să facem noi ca stat pentru a ne asigura că bunoară, nu știu, rețelele electrice sau de telecomunicații sau în cazul dat căile ferate și alte lucruri importante ajung pe mâinile investitorilor corecți și de bună credință. Da, tot în contextul căilor ferate, doamna președinte Maia Sandu astăzi și-a încheiat vizita în Franța, a avut o întrevedere și o conferință de presă cu președintele francez Emmanuel Macron. Spunea liderul de la Palatul Élysée că Franța ar fi gata să investească în dezvoltarea, modernizarea căilor ferate, astfel încât să fie asigurat conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Aici probabil ți-are în vedere cu siguranță transformarea căilor ferate sau aducerea la nivelul ecartamentului european. Da, este o tendință corectă, este mult mai mare siguranță atunci când vine un investitor european cu experiență, vine dintr-o piață unde regulile sunt reguli, unde se respectă angajamentele investiționale și iată așa, prin acest tip de diplomație care unora nu le place, în special celor care au stat izolați 4 ani de zile, dar dă rezultate și ca să ajungi să atragi investitorii, foarte mult contează credibilitatea celui care reprezintă țara. Sigur că până la materializarea acestor planuri mai e timp, avem nevoie de
un parlament mai întâi altul decât ăsta, un parlament curat, mai bun, care să asigură o majoritate parlamentară pentru un guvern bun. Da, pentru că președintele francez a anunțat astăzi disponibilitatea oamenilor de afaceri din Franța să investească în Republica Moldova, dar asta nu înseamnă că vor veni mâine sau săptămâna viitoare, categoric. În condițiile în care avem justiția pe care o avem. De acord. Deci aici îți spun, aici ajungem volens nolens la ceea ce discutăm cu toții, necesitatea legilor anticipate, parlamentare, pentru că problema țării la moment nu este guvernul. Bun, foarte bun și așa mai departe. Problema este în Parlament. Noi încă avem și eu țin de fiecare dată să amintesc cetățenilor noștri, noi încă avem Parlamentul lui Plahotniuc Șordodon. El a votat conform sistemului mix din 2019. Deci noi trebuie să scăpăm de această moștenire. Am scăpat de ei, da? Doi au fugit, altul a pierdut alegerile. Acum trebuie să scăpăm din moștenirea lor. Da, cum vă propuneți să scăpați și dacă veți reuși, discutăm neapărat, dar înainte de asta vreau să vă mai întreb dacă dumneavoastră, în calitate de deputat, cunoașteți ceva mai multe detalii despre cazul de la aeroport, mă refer la diplomatul ambasadei ruse, care a fost reținut pe aeroport cu o sumă de 60.000 de mai dolari. Mult de 60.000, mai mult de 60.000 de dolari, încercând să-i treacă fără a-i declara, așa cum prevede legea, pentru că instituțiile responsabile ale statului iarăși nu oferă prea multă informație, deci au toți tac. Haideți câteva constatări asupra acestui caz. Cunosc și eu probabil puțin mai un pic ceva mai mult decât decât ceea ce este în presă. Decât ceea ce este în presă. Mă rog, facem parte dintr-o comisie, muncesc în Comisia Securitate Națională. Prima constatare. Indiferent cine ești, ce statut ai avea, trebuie să respecti niște reguli ale țării gazdă. Fie că eu vin într-o țară, fie că eu sunt cetățean acestei țări. Și legislația spune foarte clar, dacă este o sumă mai mare de... Da, și mai mare de 10.000. Exact, per persoană, era vorba de două persoane. Dacă este o sumă mai mare și vrei să o scoți din țară, prezinți niște acte care dovedesc sursa de venit. Și eu bănuiesc că aici era vorba de un cuplu, nu e nimic ieșit din comun. Am avut ocazia să fie în vizită, să vină chiar în vizită la noi la partid, împreună cu ambasadorul și să purtăm discuții. Da? Trebuie să respecti regula. Și atunci, că eu bănuiesc că era vorba de salariu, că și-au încheiat mandatul, misiunea aici în Republica Moldova. Trebuie să respecti regula. Și atunci te duci cu banii care i-ai câștigat, economisit, te duci acasă, sănătos, bine mersi. Deci respectăm legea. Doi, a doua constatare, că și vama, și, da, vama noastră, și poliția de frontieră și-au făcut treaba. Da, n-au făcut diferență, domnule, e un statut special și așa mai departe, și s-au conformat. Au aplicat legea. Ei că au mai fost niște încercări, n-am să-i dau nume, cineva din anturajul socialiștilor a încercat să intervine, să faciliteze, să rezolve problema. Vorba de vreun deputat? Să nu deschidem paranteza, e cineva din fruntea partidului, da? A încercat să intervine, să rezolve problema, lucru reprobabil, dar partea bună că cei din instituțiile statului i-au spus, nu vă supărați, noi ne facem miseria. Ceea ce-i bine. Un semnal bun. Un semnal bun, da? Și semnalul ăsta e și în contextul schimbărilor politice care au avut loc în noiembrie. Deci oamenii din instituții prind la curaj și aplică legea indiferent de unde vine, unde pleacă, cine este și așa mai departe. Deci, două concluzii. Respectăm legislația Republicii Moldova
și faci dovada faptului că, domnule, eu i-am câștigat, i-am avut undeva, am avut o afacere și am nevoie să-i trec în altă țară, a mea de reședință și așa mai departe. Și foarte bine că instituțiile noastre sau acei grănicești sau acei și vameși, ce urmează în continuare? Nu cunosc. Probabil o să vină și o să facă dovada faptului că sunt bani lucrați, munciți și deja instituțiile o să decidă ce se întâmplă în acest caz. Dar cred eu că e gestionabil, adică nu e nimic ieșit din comun. Da, doar că s-a procedat iarăși ca în Republica Moldova cineva a încercat să intervină. Da, cineva a încercat să intervină și partea bună, respect pentru cei de la VAMA, de la Poliția de Frontieră, că au ținut rândurile. Da. Acum să revenim la subiectul principal al acestor zile, ale acestor săptămâni. Candidatul propus de Maia Sandu la funcția de premier al Republicii Moldova, potențialele alegeri parlamentare anticipate, l-am auzit ieri pe liderul socialiștilor Igor Dodon, spunând că socialiștii nu vor vota pentru doamna Gavrilița și nici, din câte am înțeles eu, nici pentru al doilea potențial candidat care ar urma, iarăși ipotetic vorbind, să fie desemnat de doamna Sandu, dacă nu va fi desemnat de o majoritate care ar putea fi formalizată în Parlamentul de la Chișinău. Asta înseamnă că drumul spre anticipat este pavat deja, este un fapt consumat, cât se poate de real. Vom avea anticipat în iunie, așa cum sugera și Igor Dodon, sau anumite rezerve? Noi și azi am avut discuții, consultări, hai să le spunem așa, cu reprezentanții socialiștilor, dâncii ne-au invitat, a intervenit o pauză după ce au refuzat, au respins inițiativa noastră de a vota sau de a face un angajament public pentru a crea condiții să nu fie votat, două tentative să fie consumate și guvernul să nu fie votat. Și azi am avut o discuție, au reiterat ce a declarat liderul lor într-o emisiune aseară la un post de televiziune. Eu le-am spus foarte clar, noi vrem să vedem consumat evenimentul, nu avem motive de încredere și de optimism, pentru că și Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, în scurta noastră experiență de a interacționa cu ei, în diferite etape au avut comportament diametral opus. Deci de la vorbe până la acțiuni concrete încă mai este timp. Dacă ar fi acceptat declarația noastră și ar fi făcut acel angajament public, cumva era și un aspect moral, da, un angajament moral, chiar dacă nu este un act juridic care i-ar impune la ceva, Dar, haideți așa, eu sunt omul care vreau să mă asigur că se consumă evenimentul, fie nu vin la ședință, fie în momentul când se pune la vot, nu votează și așa mai departe. Deci admiteți că ați putea avea și parte și de surprize. Eu admit orice, motiv pentru care noi suntem gata pentru ambele scenarii. Scenariul care noi ne-l dorim, alegeri anticipate, cât mai repede, cu data, o dată aproximativ sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, sau în cazul în care ei trișează, da, să intrăm în acțiune, să cabinetul de miniștri să purceadă imediat la exercitarea atribuțiilor funcționale. De ce? Ce declară domnul Dodon? Noi multe am văzut de la dumnealui, el de la o zi la alta își poate schimba opinia, vine de fiecare dată, nu știu, vreo două, trei scenarii și amețește lumea. Deci vrem în cazul, sau cele două, cel puțin cele două tentative să fie consumate. Dar ați primit asigurări că în cazul celor două tentative nu vor vota? Sau doar în prima tentativă? Au spus că în ambele cazuri și că își doresc, așa cum ne spuneau în discuțiile anterioare, alegeri la sfârșitul mai, începutul lui iunie. Dar noi asta am mai auzit. Deci noi zicem așa, mai întâi vedem comportamentul în Parlament, după care o să dăm aprecieri, s-au ținut de cuvânt sau nu s-au ținut de cuvânt. Doamna Gavrilița vine în Parlament luni? Doamna Gavrilița luni prezintă programul și garnitura guvernamentală, depune actele în Parlament, deci aduce actele propriu zis,
le depune. Procedural urmează să fie convocată ședința biroului permanent. Eu presupun că asta o să fie miercuri. În mod tradițional, noi miercuri avem ședința biroului permanent. Astfel ca joi, pentru că joi expiră cele 15 zile, să se consume această tentativă, prima încercare. Deci, așa ar derula lucrurile în săptămâna viitoare. Partidul Acțiune și Solidaritate, mai exact fracțiunea PAS-ului, se va prezenta la ședință? Da, noi o să ne prezentăm. Da, noi o să mergem să susținem colega, pentru că, vă dați seama, era o opțiune de a boicota. Acum, în situația în care socialiștii nu vor să fie ceva predictibil odată ce am avut un angajament sau am declarat public și ei și noi, pentru că aici e cheia, ca zic eu, deznodământului. Aici e deznodământul și de ei foarte mult depinde. Dacă ei vor intra în sală pentru a nu transforma această prezentare într-o banală luptă politică și uneori recurg la gesturi necavalerești, hai zicem așa, în public, noi va trebui să fim prezenți pentru a apăra colegii și a riposta dacă e nevoie. Dar cam stranie, ciudată situație s-a creat. Iată. E prima dată în Republica Moldova, am impresia. Da, candidatul noastră și nu-l susțineți. Da, pentru că noi am spus și spunem, problema acestei țări nu este guvernul. Noi putem să avem cel mai bun guvern, cei mai buni miniștri, prim-ministru, cu cele mai bune intenții. Având un președinte care, vedeți, cu cât de deschidere beneficiază din partea occidentalilor. Dar problema cea mai mare este Parlamentul, care va bloca, va obstrucționa și nu va permite oricărui guvern să implementeze reforme, să facă ceva bine pentru oameni. Și apropo de investițiile potențiale investitori francezi. Ei, mai refer la socialiști, ei insultă într-un fel și ambasadele statelor occidentale și nu doar occidentale atunci când spun că la noi tot e ok, ei nu știu ce se întâmplă aici. Ei cunosc foarte bine ce se întâmplă aici și unde este principala problemă. Problema este Parlamentul. În primul rând e vorba de insult față de cetățeni, pentru că cetățenul simte pe propria piele nivelul de trai care este în Republica Moldova, calitatea justiției. Deci noi suntem în situația și spunem franc lucrul ăsta, noi mergem cu un candidat. Un candidat nu butaforic, așa cum propunea unii. Să dăm unul așa de formă și poate nu lor vota. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă în situația în care, iarăși ipotetic vorbind, eșuează tentativa de investire a guvernului Gavrilița, a doua oară? Ar putea fi tot dumneai? Sau ar putea veni Igor Dodon și Șor cu un candidat? Și asta nu excludem. În această situație nevoie de o majoritate oficializată, cu semnături. Da, exact. Păi credeți că Igor Dodon are curajul să-și pună semnătura alături de, nu Igor Dodon, mă refer la deputații fracțiunii? El a avut diverse experiențe de interacțiune și cu Șor, și cu Plahotniuc, și cu toate personajele astea toxice din politica moldavă. Deci noi nu excludem și o asemenea opțiune. Ei au guvernat până acum împreună, au împărțit funcții, au împărțit zone de influență în țară. Ei se rușinează cumva de această relație, de acest concubinaj, dar să vedem cât de mare o să fie disperarea. Noi nu excludem și o asemenea turnură. Noi, în mod cert, o să mergem să consumăm cele două tentative pentru a ajunge la alegeri anticipate, ceea ce am promis. Repet, dacă socialiștii ar fi fost de bună credință și de la bun început, spuneau, domnule, noi acceptăm acel angajament public, acea declarație. Bine, nu votăm, nu vreți să votați, nu votăm. Ieșim fiecare la sediul lui, iese și în fața presii spune, noi subscriem la această inițiativă, nu vom asigura quorum și astfel se va consuma, vor fi consumate cel puțin aceste două încercări. Da, tentative și ajungem la anticipate. Ei au ales calea de a
de a-și lăsa un spațiu de manevră pentru eventuale alte mișcări. De ce? Și vă spun că eu, deocamdată, permiteți-mi să nu fiu atât de încrezător în ceea ce declară liderul lor, care, el una spune, alta face și nu e la prima abatere. Da, astăzi e ziua de joi, până luni, în ziua în care doamna Gavrilița va prezenta la Parlament programul de guvernare și echipa guvernamentală nu a mai rămas chiar atât de mult timp. Înțeleg că, practic, toate sunt puse la punct. M-aș vrea să vă rog să ne deschideți câteva paranteze. Pe cine a decis domnia sa să convingă sau să selecteze în potențiala ei? Înțeleg curiozitatea, eu zic încă un pic să așteptăm și o să aflați și nume și argumente de ce o persoană sau alta. Sunt persoane cunoscute, sunt din echipa PAS, sunt oameni care i-ați mai văzut și eu zic să așteptăm un pic, chiar mai puțin decât vă imaginați dumneavoastră și o să aflați din prima sursă, din partea doamnei Gavrilițe, cine sunt, care este garnitura. Adică până luni vom afla. O să urmăriți și o să vedeți. Da, dar nu pot să fac eu lucrul ăsta, nu o să fie corect față de colega mea. Da, acum iarăși reformulez întrebarea, nu vă cer nume, înțeleg că nu puteți, nu insist, nu îmi veți spune, dar se vor regăsi și câteva nume din fostul cabinet condus de Maia Sandu? Probabil da. Probabil da. Am înțeles. Lume bună. Și frumoasă. Oameni buni. În opinia dumneavoastră. Patrioti. Cred eu, da. Da. Bine. Bine intenționați. Să admitem totuși, iarăși, dacă îi să-i dăm crezarea lui Igor Dodon, vom avea anticipate, iarăși, ipotetic vorbim, pentru că nu avem această siguranță, vom avea anticipate prin luna iunie, da, cel târziu. Dar, până atunci, sunt câteva luni de zile bune. Bune. Republica Moldova se află într-o situație foarte proastă din punct de vedere economic. Ne aflăm și ne confruntăm și cu această pandemie. Eu mă întreb ce vor face cetățenii, oamenii de afaceri, da, întreprinderile, mici și mijlocii, cum se vor descurca în condițiile în care nu vom avea un guvern funcțional, un guvern în cadrul căruia se mai regăsesc persoane docile lui Igor Dodon. Parlamentul e cel pe care îl avem. Vă răspund. Da, pentru noi este în continuare foarte important alegerile să aibă loc cât mai curând. Din punct de vedere legal și a tuturor terminilor, din moment ce Parlamentul este dizolvat, luna iunie sau sfârșitul lunii mai e ok pentru țară. Da, pentru guvern, pentru instituții, exact. Deci calculele noastre arată că este bine. Toți cei care propun haideți în toamnă sau haideți să mai dăm un an de zile și o să vedem cum o să ieșim, cum o să ne reabilităm, trișează. Pentru că și ei cunosc despre ceea ce cunoaștem noi. Deci, noi putem asigura funcționalitatea așa cu resursele care le avem până la termenul care noi îl propunem. Planul mare este ca imediat după alegeri să putem da un guvern, ca guvernul să intre în exercițiu până la sfârșitul lui iunie, iulie, ca să putem debloca relațiile noastre cu partenerii tradiționali. Aici facem o mică paranteză, deschid paranteza. Avem precedente în Republica Moldova când discuțiile în privința investirii unui guvern au durat luni de zile, luni bune. Avem experiența fostelor alianțe, deci această... Da, experiență proastă, de-aia trebuie să învățăm de ele și să nu le repetăm. Pentru că aici diferența foarte mare este că noi am trecut printr un an de pandemie, încă n-am ieșit din pandemie, criză economică secetă și eu nu cred că cuiva o să-i ardă de mimare, de tratative, discuții pe luni de zile. Nu aș fi atât de optimist. Nu, credeți-mă, când o să vină cei care au mai venit în fața Parlamentului cu toate ustensilele,
Da, și eu să știi la cine să vină. Atunci eu mă uitam în ochii socialiștilor atunci când au venit fermierii cu instrumentele mobile și erau foarte speriați. Eu i-am văzut nu așa de pe sticlă, i-am văzut față în față. De-aia și-au făcut atunci ce au făcut, repede au consumat agenda parlamentară în aceeași seară, ca a doua zi să nu dea ochii, Doamne ferește, cu fermierii. Le-au promis că le dau bani pentru acea compensare a pierderilor și au făcut repede și au fugit și i-au mințit. Dar revin. De-aia și spun că noi trebuie și interesul țării, și aici scuzați-mă către colegii din alte partide, să încercăm să ne gândim ce o să întâmple cu țara dacă, Doamne ferește, cu Republica Moldova, Doamne ferește, dacă împingem aceste alegeri în toamnă. Nu o să fie bine. Nu o să fie bine nimănui. Și cine n-ar veni la guvernare, o să moștenească ceva foarte prost. Și așa o să avem moștenirii care o avem. Dar noi avem o fereastră de oportunitate. Sau acum, din noiembrie, s-au deschis noi oportunități. Sau toți și investitorii și partenerii de dezvoltare spun foarte clar, suntem gata să vă ajutăm. Și pe dimensiunea pandemiei, aici deja merge necondiționat, ați văzut, din rândul cel mare, din, nu știu, 90 ceva de țări și noi încă nu am depus solicitarea, n-au pus un leu în buget pentru vaccinare, pentru a procura un vaccin. Dar repede au început să a nimerit în lista celor 15 țări care non-UE, care primele vor beneficia. E foarte bine. Acum să fim inteligenți logistic să organizăm tot procesul. La fel și pe partea de suport pentru fermieri, pentru mici antreprenori. Deci oportunități sunt. Noi doar trebuie să ne asigurăm că avem un guvern funcțional susținut de o majoritate parlamentară serioasă. Eu mă întreb, atunci când vorbim strict de finanțări externe, uh-huh, pentru că avem nevoie de ele ca de aer, uh-huh, trebuie să recunoaștem acest lucru, mă întreb în ce măsură vom putea noi beneficia de finanțări externe în condițiile în care nu vom avea un guvern funcțional și cine știe când îl vom avea. Ceva vom putea obține până la alegeri și sunt deja niște angajamente din partea Comisiei Europene, în jur de vreo, dacă nu greșesc eu, 23 de milioane într-un caz și 15 în alt caz, deci deja este un angajament. Este angajamentul Guvernului României, făcut de domn președinte Iohannis. Deci sunt niște lucruri de care noi putem beneficia, dar pentru a beneficia masiv și așa programe comprehensive, noi trebuie să avem lucrurile, program, guvern funcțional, program cu fondul monetar. Bine, programul cu fondul monetar îl vom avea doar după investirea unui nou guvern. Nu, că el este cel care este, el a fost negociat deja, el n-a ajuns să fie semnat. Deci noi mergem pe programul care... Deci poate fi semnat acordul cu FMI-ul și doar... fără a avea un guvern plenipotențiar. Nu, trebuie să avem guvern plenipotențiar pentru a semna. Deci noi nu o să intrăm într-o fază nouă de... Mai mult. Exact, nu o să intrăm într-o fază nouă de negocieri care durează în timp. Deci, cu alte cuvinte, avem o instituție, avem președinția care deschide niște oportunități. Acum, pentru a putea beneficia de aceste oportunități, avem nevoie de un alt parlament care să dea un guvern bun țării. Dar, pe de altă parte, iarăși o problemă mare pentru Republica Moldova, sesizată în acest platou de ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, este riscul Republicii de a pierde cele 60 de milioane de euro din acel acord nerambursabil de 100 de milioane semnat în 2010. Excelența sa spunea că dacă până luna aprilie Republica Moldova, guvernul de la Chișinău, nu reușește să semneze acel acord adițional prin care Bucureștiul a prelungit acest acord, atunci riscăm să pierdem acești bani. Ce facem? Noi am întreprins o acțiune și am depus o sesizare la Curtea Constituțională în acest sens, pentru a vedea, reieșind din situația excepțională în care se află Republica Moldova, un guvern în demisie, miniștrii care au dezertat și au fugit din ministere, 4, 3 plus 1, da?
Și am cerut interpretarea curții, iată, în asemenea situații, cu, când situația impune, da, când este nevoie de aceste resurse în exterior, dacă guvernul și aflat în demisie, și un guvern aflat în demisie, cu ulterioara ratificare în Parlament și așa mai departe, poate face lucrul ăsta. Suntem în așteptare, sperăm să primim un răspuns pentru a răspunde temerilor justificate, expuse de excelența sa, domnul Ioniță. Inclusiv am folosit și acest argument în, atunci când am încercat să justificăm de ce este nevoie de această, numiți-o excepție, numiți-o cum vreți, dar ea este în beneficiu țării, Republicii Moldova, într-o situație excepțională de urgență. Sper în alta curte să analizeze nu doar partea legată de strict buchea legii, da, dar și de situația concretă în care s-a pomenit Republica Moldova, și așteptarea noastră e că curtea să dea o soluție pentru o situație concretă și desigur să nu permită crearea unor precedente. Asta voiam să, da, punctez și eu. Absolut. Nici noi nu suntem interesați să fie create niște precedente care ulterior să fie exploatate de, Doamne ferește, cineva care este rău intenționat și se gândește la altceva decât la beneficiu public. Da, revenind la anticipate, să admitem că vor avea loc totuși, cine garantează că acele alegeri vor genera un parlament mai bun decât cel pe care îl avem astăzi? De unde atâta siguranță? Eu, uitându-mă la parlamentul ăsta, scuzați-mă, aici sunt mai optimist. Dacă în cazul întrebării Dodon o să țină de cuvânt sau nu, eu nu sunt optimist. Dar în cazul discernământului cetățenilor, eu sunt sigur că oricare parlament, următor parlament, va fi mai bun ca ăsta. Ăsta e plin de traseiști. E plin de indivizi cu scheme, cu combinații, cu interese. Oricare parlament, și mai ales că ei și-au arătat arama pe față. Au arătat cine sunt, au arătat interesele lor și așa mai departe. Rezultatele prezidențialilor, iarăși, mă face să fiu optimist, pentru că oamenii n-au mai digerat... Totuși parlamentarele sunt un pic diferite de prezidențiale. Dar nu mai, n-au mai acceptat manipulările, aspiritorile și așa mai departe. Da, riscul este, dar foarte mult o să depindă de prestația partidelor. Și aici, de-aia și spunem noi, haideți să facem să asigurăm o predictibilitate. Alegerile vor fi pe data cu tare. Asta le spuneam socialiștilor și altor partide. Dacă agreiem sau pornim de la premisa că toți spunem, toate fracțiunile, domnule, ne dorim anticipate, că suntem decepționați de cei din Parlament. Haideți să creăm condiții pentru anticipate, să ne gândim la o zi, la o dată, care o să fie consultată cu doamna președinte sau doamna președinte o să consulte cu fracțiunile parlamentare și atunci dăm o perspectivă clară pentru a se pregăti, pentru a se regrupa, a se reorganiza partidele politice și așa mai departe. Pe câte mandate mizează PAS-ul în viitorul parlament? Pe cât o să muncim, pe atât o să avem. Acum, dacă faceți referire... Ieri, în cadrul emisiunii în acest platou, colegul dumneavoastră, domnul Vladimir Bolea, spunea că PAS-ul mizează pe 51 de mandate, de exemplu. Am eu două categorii de colegi. Unii foarte optimiști și alții care preferă să savureze victoria după ce văd rezultatele. Eu tot timpul aplic strategia, haideți noi mai ne concentrăm pe muncă, da? Cum muncim, cum asigurăm un rezultat bun și după aia fructificăm. Nu intrăm în zona de confort, că suntem potențiali beneficiari, favoriți și așa mai departe. Asta uneva te induce într-o zonă așa care de liniște și te demobilizează. Este adevărat că PAS-ul e decis practic să participe pe cont propriu în viitoarele eventuale parlamentare? O decizie finală în forurile decizionale nu a fost adoptată, dar eu pot să vă spun spiritele care sunt în partid. Vă spun, nu am pus pe rol o asemenea opțiune sau două opțiuni, mergem așa sau mergem altfel, dar înclin să cred că o să fie opțiunea de a merge pe cont
propriu. De ce? Nu a fost suficient de bună experiența în cadrul blocului acum? Au fost și cu bune și cu mai puțin bune. Noi am învățat din acele experiențe și, iarăși, pornind de la ceea ce simt eu, organismul, da, partinic, este cererea pentru a merge mai mult pe cont propriu. Pornind de la acele experiențe? Inclusiv de la acele experiențe, trebuie să o spunem așa cum este, inclusiv de la acele experiențe, dar mai este și un calcul, haideți să zic așa, noi analizăm cum s-au comportat sau care a fost votul cetățenilor în prezidențiale. O să-mi spuneți că e altă mâncare și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mulți din cei care anterior, de pe centru, chiar de pe stânga, anterior cumva îl creditau cu mai multă încredere pe Dodon și socialiști, s-au dezamăgit. Da, multora nu le place sau nu le-a plăcut niciodată, probabil, faptul că este prea dependent, a fost, și rămâne să fie în continuare, Igor Dodon, prea dependent de o anumită direcție geostrategică, da? Și asta l-a costat. De ce? Eu cred că noi trebuie să venim și cu o ofertă electorală și pentru acest electorat, care este, dacă nu pro-occidental convins, da? Este anti-hoții, anti-minciună, împotriva minciunii, hoțiilor și așa mai departe, care s-a detașat un pic de partea asta, de discuția asta geopolitică cu estul sau cu vestul. Și zic, domnule, haideți să facem regulă. Aspectul geopolitic nu poate fi evitat în cadrul oricărui. Nu poate fi evitat, dar noi nu trebuie să plonjăm prea mult pe acest discurs geopolitic, pentru că atunci se ajunge undeva să explodeze foarte mult. Noi ce spunem? Indiferent de opțiunile noastre est-vest, noi avem o problemă acasă, care se numește hoția, corupția, la noi acasă. Și nici estul, nici vestul nu o să vină cineva din afară să ne facă nouă regulă. Da? Noi civilizațional spunem la toți, gravităm către spațiul european, pentru occidental, românesc. În acel spațiu natural facem exact, parte. Exact, firesc. Și eu am avut o surpriză, chiar dacă noi a trebuit să fim mai prezenți pe linia de marcare, mă refer la malul drept al Nistrului, 14% din cei care au mers la vot în noiembrie au avut o altă preferință. Da. De pe un teritoriu care noi n-am călcat, piciorul n-am pus, un material electoral n-am dus. Da, este adevărat. Deci lumea începe să gândească altfel. Care este relația PAS-ului cu platforma de astăzi? Este una colegială în Parlament, vă spun ce facem în fiecare zi când avem ședință parlamentară, deci noi, eu și omologul meu, discutăm, trecem în revistă toate proiectele. Dar cu omologul dumneavoastră, Andrei Năstase? Deocamdată nu ne-am întâlnit. Eu tradițional discut cu Alexandru Slusar, cu alți colegi, da? Am înțeles, da. Și de ce vă spun, trecem în revistă toate proiectele de lege, vedem pozițiile noastre, dacă nu coincid, facem un schimb de opinii, așa ca să ne convingem eventual dacă ne-a scăpat ceva și încercăm să asigurăm cumva un vot solidar. În viitorul Parlament, cine pot fi potențialii parteneri ai PAS-ului, reieșind din sondajele pe care le avem? Bune, rele, măsluite, așa cum sunt ele, dar tabloul domnul e cât se eu poate. Am o rugăminte și am făcut-o și cu altă ocazie. Dacă ne referim la ultimele două sondaje... Nu, facem abstracție da, de ele. Da, nu ne uităm la ele, vă rog, da, noi avem 100% informații ele, că ele sunt făcute acolo, la PSRM, nu în altă parte. Iată, în curând o să avem BOP, o să avem alte sondaje care o să ne permită să facem o analiză. Deci, în primul rând, noi vedem partidele pro-europene. Da, astea le vedem ca parteneri în viitorul Parlament. Și foarte mult ne dorim să se întâmple lucrul ăsta. Suntem în contact permanent cu ei și cu platforma Unirea. Discutăm și cu ei, periodic ne întâlnim. Ce discutați cu ei? Bine, noi ne întâlnim și discutăm cum facem un schimb de opinii, cum este mai bine partidele pro-europene să se poziționeze și să margă în campanie electorală. Noi, foarte franc și prietenește, le-am spus că vrem
să-i ajutăm. Ei, în virtutea situației că nu au membri în Parlament, deputați în Parlament, nu vor avea dreptul să aibă membri în comisiile electorale. Am zis că noi îi ajutăm, le asigurăm securitatea votului, ca și în prezidențiale, evităm atacurile reciproci, ne ajutăm acolo unde putem. Deci este ceva, haideți să zic, ordinar. O anumită periodicitate, noi avem întâlniri, discutăm, facem schimb de opinii și asta asigură ar fi necesar și imperativ în opinia noastră ca o fracțiune unionistă să existe, sigur, în Parlament. Sigur, de-aia noi le sugerăm. Este bine și este foarte important ca acel vot unionist care este, care capătă amploare, el să se regăsească în Parlament, să fie vocea lor. Și aici va depinde de dânsii cum se vor, coaliza. Și când spun coaliza, nu neapărat mă refer la un bloc. Sunt diferite opțiuni care pot fi alese pentru a capitaliza la maximum acest potențial. Deci noi vedem ca potențial partener, noi vedem platforma, da. Partidul lui Renato Usată este un partid pro-european, e un potențial partener în viitorul Eu Parlament? Eu n-am auzit expres în platforma lor o astfel de angajament, de această opțiune. Pentru partidele care nu își exprimă expres opțiunile pro-europene, atunci când vom ajunge să discutăm, pentru noi să conteze ca ele să subscrie la obiectivele noastre. Combaterea corupției... Au subscris și socialiștii. Pro-europenism și așa mai departe. Nu, cu socialiștii noi am avut experiența, da? Au subscris și în momentul în care au văzut că le sunt afectate schemele, s-au întors, au mers în altă parte. De-aia și spun că atunci când Dodon spune una, noi am trecut printr-o experiență de colaborare cu ei, de aceea nu prea l-aș credita cu multă încredere. La capitolul încredere, o ultimă întrebare. În cine aveți mai multă încredere? În Igor Dodon sau în Renato Usatăi? Eu am încredere în colegii mei, da, cu care merg la confruntare electorală. În rest, până la proba contrarilor, dacă acești lideri sau Igor Dodon se va ține de cuvânt și va face așa cum a spus, că nu va asigura votarea unui nou guvern, poate eu am să-mi reconsider poziția mea, dar deocamdată n-am niciun motiv să-l cred. El va lua o decizie și noi asta credem. Decizia lor finală va fi luată în ultimul moment. Da, înțeleg că nu vreți să răspundeți direct la întrebare atunci când m-am referit la Renato Usată în special, pentru că am auzit... Nu, în campania precedentă a ținut angajamentul. Vedem ce o să facă în următoarea campanie și ce program electoral o să aibă. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Timpul a expirat, nu mai avem timp pentru discuții. Ne mai revedem cu alte ocazii în acest platou. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu vă urez o seară liniștită în continuare și același mesaj. Nu uitați, continuați să fiți responsabili, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Toate bune!